Până la vaccinare însă, oamenii trebuie să se înscrie singuri sau cu ajutor pe platforma online special creată pentru această campanie. În prima etapă, aflată deja în desfășurare, precum și în cea de-a doua, responsabilii din domeniile esențiale își vor programa angajații, iar persoanele în vârstă sau bolnave care vor fi imunizate tot în etapa a doua vor avea la îndemână mai multe variante. Cosmin Stan ne explică. Bun găsit! programare.vaccinare-covid.gov.ro este platforma online a statului prin care sunt gestionate programările pentru vaccinare. În prima etapă, aflată în plină desfășurare de programări, se ocupă direct managerii de spitale și centre sociale. În a doua etapă va începe imunizarea persoanelor în vârstă și a bolnavilor din grupele de risc, dar și a angajaților, instituțiilor sau companiilor considerate a fi esențiale. Să presupunem că eu aș fi o asemenea persoană. Dacă aș vrea să mă vaccinez anticovid, trebuie mai întâi să mă programez. Pot face asta online, telefonic, prin medicul de familie, cu ajutorul unei rude, prin direcțiile de asistență socială sau, dacă aș sta într-un cămin de bătrâni, cu ajutorul administratorului de cămin. Dar hai să detaliem. Ca să mă programez online, trebuie să îmi fac un cont de utilizator în aplicația de vaccinare. Pentru asta trebuie să urmez câțiva pași. Să introduc o adresă de e-mail, o parolă, să reconfirm parola în al doilea câmp, să bifez că sunt de acord cu politica de confidențialitate și apoi să apăs butonul Creează cont. Apoi, sistemul îmi va trimite un e-mail de confirmare către adresa introdusă la crearea contului. Accesez acest mesaj și apăs pe linkul trimis pentru confirmarea contului. După ce am încheiat această formalitate, pot să intru în contul meu de utilizator prin introducerea adresei de e-mail și a parolei aleasă pentru autentificare. Pentru a putea utiliza platforma de programare online pentru vaccinare, este obligatoriu însă să completez și datele de la secțiunea profilul meu din contul de utilizator. Aici este nevoie de nume, prenume, CNP, serie și numărul actului de identitate. Aceste informații trebuie să fie aceleași din actul de identitate valabil la momentul înscrierii, altfel datele nu vor fi validate. La pasul următor trebuie să bifez acceptarea politicii de confidențialitate a aplicației și apoi să finalizez înregistrarea. Ulterior, aplicația îmi va solicita să-mi validez numărul de telefon și cu asta înregistrarea mea este încheiată. Chiar dacă mi-am făcut deja cont de utilizator, nu mă pot programa încă online pentru vaccinare. Voi avea posibilitatea să fac asta doar atunci când va fi declarată deschisă etapa a doua de vaccinare pentru categoria mea de persoane. Când va fi deblocată aplicația pentru aceste programări, de-abia atunci voi putea accesa secțiunea programări și îmi voi putea selecta acolo data, ora, centrul de vaccinare și tipul vaccinării, adică rapel varianta 1 și rapel varianta 2. După ce am făcut toate aceste alegeri, voi primi un mesaj că programarea este confirmată. Dacă mi se pare totuși dificil tot acest proces, pot ruga un alt membru al familiei care se descurcă mai bine la utilizarea calculatorului să mă treacă el ca beneficiar în contul lui și să facă tot el programarea la vaccinare pentru mine, urmând aceiași pași. Dacă și așa e complicat, pot suna eu direct la un call center special prin intermediul căruia mă pot programa la cel mai apropiat centru de vaccinare. Mai ușor va fi însă să mă programeze medicul de familie, care teoretic cunoaște tot istoricul meu medical și implicit bolile cronice de care sufăr. Instituțiile sau companiile din etapa a doua trebuie să se înregistreze și să desemneze un reprezentant ca utilizator principal. În funcție de codul CAEN al companiei respective, se va verifica dacă desfășoară o activitate esențială. Dacă da, reprezentantul unei companii sau instituții va putea înscrie toți angajații dornici de imunizare cu toate datele lor de identificare. Același reprezentant va efectua și programarea pentru vaccinare și va alege tot online și centrul de vaccinare. În etapa a treia, orice persoană își va putea face programarea online într-o variantă simplificată. De precizat, chiar dacă v-ați făcut deja cont de utilizator, aplicația se deblochează și poate fi utilizată doar în momentul în care se declară deschisă etapa la care vă încadrați. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.